Bună, dragii mei, și bine vă regăsesc la un nou clip de achiziții recente. Știți voi, sunt acele cumpărături pe care nu le fac foarte des, dar care atunci când se strâng consider eu că nu sunt chiar potrivite pentru cumpărăturile lunare sau săptămânale, acelea fiind predominant cumpărături de alimente. Și atunci realizez aceste clipulețe, mai răruți, așa, în funcție de ce se strânge. Încep cu un colet de la Aegio, site-ul este aegio.ro și o să vă spun că eu am colaborare cu ei, nu am plătit pentru aceste produse, dar sunt lucruri pe care mi le-am dorit, pe care le-aș fi achiziționat, o să vă spun și cât costă. Și voi începe, ca de obicei, ele sunt foarte frumos ambalate și foarte bine ambalate, deci au fost în pungi de genul ăsta, bule de aer, așa fiecare, plus încă o folie, v-am mai arătat eu și în clipurile mele anterioare, dar am zis să nu mai, să vă scutez de zgomot și să nu le mai păstrez acum, pentru că știți despre ce e vorba, v-am mai arătat. Bun, abia am așteptat să primesc acest balsam, pe acesta mi l-am dorit tare mult, este un balsam de machian de la Handskin. Eu am avut și am testat un borcanel cu acest produs, l-am testat eu într-un vlog, o să-l sugestionez în căsuța cu descrie, dacă nu l-ați văzut să mergeți să-l vedeți, și am rămas impresionată de felul în care a funcționat acest balsam. Eu nu sunt adeptă, v-am mai spus eu, când e vorba de față, prefer spălatul clasic, adică să am un gel de curățare destinat feței, dar să mă spăl normal. Treaba asta cu uleiurile de machiante, cu balsamurile de machiante, cu lavete, nu știu de care, nu au funcționat la mine și nu prea am fost interesată să testez. Dar faptul că am avut ocazia să văd cum funcționează acest balsam m-a dat pe spate complet. Mi-a plăcut extraordinar de mult și am zis că trebuie să-l cumpăr. El vine în mai multe variante, eu însă am optat pentru că așa am și avut testerul la momentul respectiv, pentru varianta asta, pentru piele uleioasă, pe piele grasă, și cu sebum, mai e aici bifat, piele grasă, sebum. Am fost foarte surprinsă de felul în care funcționează, adică el este balsam, da, când îl iei este grosuț, în mână se topește așa și se face ca un ulei, dar cumva pe față te demachează foarte bine, fiind uleiul ăla, se curăță foarte bine, îți spală foarte bine tenul, dar odată ce începi să clătești, se curăță foarte bine de pe piele, nu-ți lasă nicio peliculă, ceva grasă sau, nu știu, ceva care s-ar putea simți la mână, ba din contră, tenul este foarte răcorit, așa, nu știu cum să spun, și perfect curățat și o senzație de prospețime. Asta iar m-a surprins, pentru că din nou vorbim de un balsam și eu, neavând experiență cu asemenea produse, decât câteva de care am testat și pe care le-am testat la un moment dat și nu mi-au plăcut, am rămas surprinsă de cât de proaspăt, cât de fresh îți lasă tenul, fiind balsam, da? Adică în mintea mea se face că ar putea să-ți lase tenul gras sau uleios, dar n-a fost cazul. Acesta costă 128,99 lei, dar e cantitate mare, să știți, are 80 de grame. Eu am avut un borcanel mic și tot am folosit, cred că vreo săptămână din el atunci. Apoi, tot pentru că mă lupt cu coșuri și cu un ten acneic de vreo 2 ani, nu știu de unde până unde, că n-am avut tenul acneic, am zis să iau și acest, să aleg, da? Pentru că, repet, nu am plătit pentru aceste produse, este o colaborare, dar sunt articole pe care eu le-am vrut și le-aș fi cumpărat. Am ales și acest ser de la Sombimi, e un brand pe care am vorbit și în clipurile determinate, am mai avut produse la acest brand și mi-au plăcut foarte mult, că doar de asta sunt așa încântată de această colaborare, produsele coreene sunt absolut minunate. Da, este un ser care promite o curățare a porilor, iluminare și hidratare. Uitați, așa arată sticluța și serul pare a fi bifazic. Nu știu dacă voi puteți vedea, dar eu văd un pic așa în sticlă că e aici la suprafață un lichid așa mai gălbeniu și în partea de jos mai verde. Acesta costă 95,99 lei. Iar ultimul articol, tot din cauza de coșuri și ce vă spuneam și niște pori destul de măriți în ultima perioadă, am zis să încerc și această
știu, e ca o dischetă exfoliantă, da? Tot la fel te ajută în curățarea porilor și în lupta împotriva coșurilor. E o dischetă care e imbibată cu o soluție pe bază de măr verde. Da. Și din ce am văzut așa în instrucțiune, are o zonă mai poroasă și te cureți așa bine, bine, și apoi o zonă, o parte opusă, o parte mai degrabă poroasă cu care te cureți bine și apoi întorci discheta și o parte fină cu care dai așa cumva să calmezi pielea. 4,99 lei costă aceasta și, după cum vă spuneam, având colaborare cu cei de la Egio, am și un cod de reducere al Iela 10, prin care obțineți o reducere de 10% dacă folosiți linkul meu din căsuța cu descrieri și acest cod, Aliela 10. Friteuză cu aer cald sau air fryer, cum îl știm majoritatea, cred că, dintre noi. Bun, aparatele astea au apărut pe piață, nu știu, acum vreo 2 ani, zic bine oare, sau mai mult, sau mai puțin. Și toată lumea e, mă rog, devenise așa un mare hype cu ele, însă știți că eu sunt destul de atentă și temperată și analitică așa și nu mă arunc la cumpărat lucruri decât dacă știu că avem cu adevărat nevoie de ele, că îmi sunt cu adevărat necesare. Bun, nu pot să spun că nu mi-a atras atenția și mie un asemenea aparat, dar până nu am ajuns la concluzia că ne-ar trebui și nouă, nu l-am pus pe listă, da? Iar în momentul în care pun articole pe listă, pe lista de cumpărături, aștept să le găsesc la o ofertă sau să-mi atragă atenția ceva în mod special. Bun, cu airfryer-urile astea stăteam liniștită și așteptam, sunt în multe magazine, nu aveam niciun motiv de îngrijorare că n-aș mai găsi sau că trebuie să mă grăbesc cu achiziția. Până când mi-a apărut în ochi, să zic așa, acesta de la ZAS, în Carrefour, în Carrefour Hypermarket. Și ce mi-a plăcut la el? În primul rând, prețul. O să vă spun că a costat 320 de lei. Mi s-a părut un preț bunicel comparativ cu altele, mai ales că are și o capacitate măricică. Am făcut-o niște analize la momentul respectiv ca și capacitate și mi s-a părut că e destul de generos ca spațiu, da, pentru pregătirea alimentelor. Dar ce m-a încântat cel mai mult și nu sunt multe modele pe piață în felul acesta e faptul că e transparent aici, dacă vedeți voi sertărașul ăsta, și practic vezi alimentul în interior în timp ce se prepară și mai ales vezi dacă e gata, da, dacă e s-a gătit și îl pot scoate sau ar mai trebui lăsat. Spun asta că aparatele de acest gen sunt relativ noi pe piață și mă uitam că inclusiv persoane din America, din UK, care folosesc air fryere, încă au, nu știu exact cât să lase fiecare tip de aliment, pentru că normal e vorba de cantitatea alimentului respectiv, e vorba de temperatură, una e să pui ceva de la frigider sau și mai rău, să zic așa, congelat, da? Și alta e să pui un aliment de la temperatura camerei. Și multe persoane încă nu știu cât să lase, cum să lase, și au tendința asta și fac, scot mereu sertarul să vadă dacă s-a gătit sau nu alimentul. Astfel că eu când am văzut varianta de transparent, de gemuleț așa, zic gata, e perfect și îl iau. Sper să facem și o recenzie a sa într-un vlog ulterior, încă nu l-am scos din cutie și nu l-am pus la treabă. Rămânem în sfera produselor de bucătărie și a hipermarketului Carrefour, întâmplător. Și mai avem așa, această tigăiță de 16 cm diametru, e destul de masiv așa, grea, din inox, îmi place că e și gradată. Am avut de asemenea pe listă, dacă mă credeți, eu nu prea mai funcționez, probabil că aș funcționa, dar doi copii, rate, nu prea mai permit să funcționez în regim de impulse buy și atunci cam toate cumpărăturile la mine sunt cumpătate și analizate și cu liste, așa făcute în avans și cu așteptat până când se ivește un produs la ofertă, un produs care
cred că merită cumpărat. Bun, o tigăiță de genul ăsta, chiar de 16 cm, aveam notat pe listă pentru mămăliguță, am zis, pentru că noi avem niște crădicioare mici în care le fac fetelor așa și le ajunge lor mămăliguța, sunt două porții micuțe de mămăliguță, dar dacă e să mâncăm cu toții, nu e suficientă tigăița aia. Și apoi am zis una de 16, ziceam eu sau 18, dar mi se pare mai mare aceea. Zic, de 16 e perfectă și am pus ochii, dacă mă credeți, pe această tigăiță care era destul de scumpă în Carrefour, chiar nu mai știu la momentul respectiv cât era, dar am prins-o la ofertă, să zic, cu 65 de lei. Era destul, se ducea către 100 de lei, dacă mi-amintesc eu bine. Repet, e masivă, e grea așa. San Ignacio e brandul și știu că face produse de calitate. Sunt foarte multe crătiți și cu capac și fără și mari și mici, dar eu doar de dimensiunea asta am avut nevoie. Și de asemenea, cumva acolo pe listă, dar mai degrabă pe lista din minte, pentru că aveam o tigăiță mai mică, știam că trebuie să cumpăr ceva pentru omletă. În acest moment am o tigăiță de la Delimano, teoretic de calitate ea, un pic mai mică decât aceasta, dar de la bun început am avut probleme cu crăticioara aceea, pentru că nu stă bine pe ochiul de la aragaz. Cred că e un pic prea mică. Da? Dar eu am gândit-o pentru o omletă 2-3 și atunci era ca și capacitatea era potrivită, însă am văzut-o pe aceasta și am zis că sigur va sta mult mai bine pe ochiul aragazului și faptul că e un pic mai mare, cu atât mai bine, pentru că mai mult de o omletă de 4 ouă, de exemplu, în aceea pe care o am deja, nu pot face, pe când în aceasta, sigur, da. Mai ales că omletele eu de multe ori le fac și bogate, așa, cu un pic de ceapă, cu un pic de ardei și atunci e nevoie de mai mult spațiu. Dar v-am spus, cel mai deranjant cu tigăița aia e faptul că nu stă bine pe ochiul aragazului și tinde să alunece, să se ducă, pentru că e coada greoaie, așa, se lasă într-o parte. Am găsit-o pe aceasta de la, au în Carrefour acum, au o campanie, se strâng puncte la, pentru diverse articole de bucătărie, tigăi și accesorii, gen tocătoare, cuțite, palete. Să vă spun sincer, nu știu exact care e brandul, Bergner, dacă zic bine, dar cu subsemnătura lui Cătălin Scarlătescu. Da, șef. Ea este 80 de lei, dar prin aplicația Act for Good de la Carrefour poți genera un voucher care îți oferă discount de 50%, astfel că eu am luat-o la jumătate de preț și anume 40 de lei, ceea ce a fost bine. Am plasat o comandă pe sinsei.ro, cum fac din când în când, și am cumpărat următoarele. Hai să rămânem cumva în sfera de bucătărie, că un singur articol mai am de aici. Este vorba de acest suport, el va arăta așa, nu l-am desfăcut încă, e în folie. Îmi trebuie pentru dulapul în care țin căni și pahare. Pentru că spațiul e foarte... Apropo, noi ne-am mutat, am zis că e apartamentul mare și vom avea mult, mult mai mult spațiu, dar cumva, cel puțin în bucătărie, avem mai puțin spațiu în interioare, da, în dulapuri, decât aveam jos. Decât aveam în apartamentul cu două camere în care am locuit până acum. Nu știu, n-am compartimentat bine, nu am valorificat cât trebuia ceva, cu ceva am greșit la bucătărie, că foarte mult spațiu de depozitare nu avem. Și pentru că un singur dulăpior îl avem disponibil pentru căni și pahare, e foarte dificil să le punem pe toate, clar. Și m-am gândit că ar fi bine să caut un dulăpior de acest gen, un răftuleț de acest gen. Și l-am găsit pe acesta. Îmi place că e finuț, așa, e subțirel. Sunt multe suporturi de felul ăsta pe piață, dar sunt masive, sunt din plastic, mult plastic. Mi-a plăcut asta că e finuț, așa. Am văzut că se potrivește așa de principiu. Trebuie să-l desfac și să-l așez corespunzător. Dacă va fi ok așa cum îl văd eu desfăcut, aș mai cumpăra încă unul și pentru partea de jos de la chiuvetă, de la bucătărie, același lucru. Avem sticlele cu soluții, cu tablete, cutii cu tablete pentru mașina de spălat și ca tot un detergent de vase și așa mai departe, dar sunt puse doar într-un rând
sau așa doar la nivelul de jos, pentru că nu mai am încă o policioară sau ceva deasupra și o policioară să fac pe tot dulapul nu-mi permit, pentru că e scurgerea de la chiuvetă plus filtrele de apă, și atunci un răfturez de genul ăsta cred că ar merge, dar să-l vedem pe ăsta cum e. A costat 25 de lei și 24 de bani. Și apoi, pentru sufragerie, că vrem să facem, să mai facem ceva modificări pe aici, să decorăm un perete, să-l facem perete accent, să mai schimbăm niște lucruri, am luat această policioară. Ea e mai mult decorativă, ea e destul de flimsy, așa, de subțirică. Are două suporturi, așa. 45 de lei 99 a costat, nu e foarte mare, 45 de centimetri diametru are. Și am mai cumpărat acest set de două oglinzi care mi-am imaginat că vor fi mai mari de atât. Știam că nu sunt foarte mari, dar nici așa de micuțe nu am crezut că sunt. Nu știu cum să fac să nu vă orbesc. Cred că mai bine să nu le scot de aici, dar voi vă faceți o idee. Au forme diferite. Deci aceasta e o oglinjoară, da, doar că vă arăt cu spatele cu negru așa. Și aceasta e o altă oglinjoară, dar sunt foarte mici. Au costat 27 de lei 99. Dar cumva îmi plac, eu nu le-am gândit neapărat ca oglinzi, adică să ne uităm în ele și să vedem perfect în oglindă, mai mult decorativ, așa, de pus pe acel perete accent verde pe care aș vrea să-l facem. Și mă gândesc, mă bate gândul, văzându-le atât de mici, să mai iau un set și să merg un pic așa, să fac ca un cerculeț așa din patru, da? Ca să arate într-un fel. Total random în acest clip și după aceea trecem la vestimentare, dacă nu mă înșel, exclusiv pentru fete, eu n-am nimic aici. O ciupercuță frumoasă foc, cumpărată din Pepco, a fost 10 lei și am luat-o pe aceasta pentru că ați văzut sigur în clipurile mele și atunci când am cumpărat-o, dar și acum, anul acesta, că am cumpărat-o anul trecut și anul acesta, realizând diverse clipuri, ați văzut-o ca decor, această ciupercuță mult mai mare, cumpărată deci anul trecut, care e cam singuratică, așa mititica, stând. Anul trecut nu era decât ea, nu era, cel puțin în magazinul în care am fost eu n-am văzut-o decât pe aceasta, măricică. Ei, și anul acesta găsind-o și pe asta, zic, vai ce bine, surioare și vor arăta perfect împreună. Am ajuns la categoria de vestimentare, pe care o încep cu încălțăminte, iar încălțămintea veți vedea că e predominant, dacă nu chiar integral, de vară. Urmare a faptului despre care vorbeam în clipul anterior de achiziții recente și anume că eu cumpăr articole la sfârșit de sezon, la preț mai mic, da, reduse, pentru sezonul următor. În cazul de față vorbim de vară. Am cumpărat la sfârșitul sezonului de vară, ba chiar intrasem în toamnă, pe la sfârșitul lui septembrie, cred că am luat o parte dintre ele chiar la sfârșitul lui septembrie. Sandale la preț mai mic pentru a le avea pregătite pentru la anul și, după cum v-am mai spus, sunt doar pentru fete achizițiile acestea vestimentare pe care urmează să le vedeți. Și avem așa, avem și o pereche de papucei. Aceștia știu sigur că sunt pentru ami, restul, nu știu, am luat după cum era necesar ce mai avea nevoie fiecare. Arată astfel papuceii, foarte drăguți, de pe CCC și au costat 70 de lei, au avut ei prețul inițial, dar au fost vreo 40, parcă, să știți că toate au fost luate la reducere, dar ce se mai întâmplă la CCC? Și de aceea nu o să vă pot spune de fiecare dată prețul exact. Ei nu prea reduc articolele efectiv, da? Adică să vezi că produsul respectiv are un preț mai mic, prețul vechi tăiat și preț mai mic afișat. Nu, dar ce fac? Îți oferă la cumpărătura totală un discount. Spune, uite, cumpără două perechi de sandale, care nu mai sunt în sezon, da, că a trecut vara, și beneficiezi de 20% reducere la întreaga achiziție. Deci așa știu că au fost vreo 40 și ceva de lei de la 70. Și apoi avem sândăluțe, tot de la CCC. Și le avem odată pe acestea. Așa, și le-am mai luat un model identic, dar în altă culoare. Uitați pe acestea, bej. Sunt
prinse una de alta și te-a reușit. Da, așa. Acestea au fost 120 de lei perechea, dar s-a aplicat acel discount de 20% la întreaga comandă, să știți voi. Și la fel și cu acestea. De fapt, tot ce am luat, am luat la ofertă, da? Le avem pe acestea așa. Care au costat tot 120 de lei și ele. Și pe acestea. Mi-au plăcut tare mult, am zis că parcă aș fi vrut și pentru mine. Acestea 140, dar repet, am avut o reducere de 20% la întreaga comandă. Și mai am aici o pereche de sândăluțe, că așa e când ai doi copii, nevoile sunt pe toate planurile. Am o pereche de sandale luate și pe Daihman, de pe daihman.ro. Mi-au plăcut foarte mult. Apropo, cei de la Daikman am văzut că pun aici în cutie și voucher de reducere la Douglas și la Lensa. Așa, uitați ce drăguțe sunt sândăluțele astea. Cei de la Daikman cam țin de preț, ca să zic așa, îmi place și catara asta în formă de inimioară. Cam țin de preț, astfel că sândăluțele astea erau la preț întreg de 169 de lei, pentru că v-am zis, cei de la Daikman aveau reduceri la câteva sandale, dar nu prea mi-au plăcut modelele, astea mi-au plăcut tare mult, deci aproape 170 de lei sândăluța asta, dar strânsesem eu, nu știu dacă știți că Daikman are o aplicație mobilă și scanezi de câte ori faci cumpărăturile, iar când faci 4 cumpărături, 4 achiziții de încălțăminte pentru copii, deci doar pentru copii, deci se strâng 4 ca niște sticăre virtuale, dacă vreți 4 acolo, în acel moment când ai completat cu toate cele 4 sticăre, beneficiezi de 30% reducere la un articol tot pentru copii ulterior, bineînțeles, deci ai cumpărat astăzi cel al 4-lea articol pentru copii, ai făcut cel de al 4-lea sticker, e bine, știi că data viitoare când vei vrea să cumperi un articol pentru copii, încălțăminte pentru copii, vei putea beneficia de 30% reducere, bineînțeles, activând voucherul respectiv. Iar eu am avut acest discount de 30% din 169, care a însemnat 51 de lei și prețul pe care l-am plătit pentru sândăluțele astea a fost de 118 lei cu acel discount. Și acum hăinuțele. Avem două perechi de shorturi, de pantaloni scurți, cumpărați de la Cocodrilo din magazinul fizic. Ei sunt, au același model, doar în culori diferite, sunt tare confortabili. Asta pentru că nu prea mai găseam haine de vară pe la magazine, pentru că toți, știți, fac, nu știu, retur să spun, da? Dau înapoi și le aduc vara viitoare. Dar am reușit să găsesc aici și aveau reducere de la 55 de lei, 35,99. 35,99 bucata, da? Deci de la Cocodrilo. Și am o comandă plasată pe waikiki.ro. Nu sunt, sunt articole de sezon, deci luate la preț întreg, doar că nu știu dacă a fost un discount ceva la momentul respectiv pe site, nu știu, dar aveam nevoie, tot ce spuneam, cu doi copii ai nevoie. În primul rând, ca să scap de ele, multe dresuri, că e sezonul, da, de toamnă și am luat două seturi pentru Amelia și două seturi pentru Sofia. Deci avem așa. Acestea pentru Amelia nu mare lucru, n-aveți ce să vedeți, sunt niște dresuri albe, în principal albe gri. Deci acest set de 3 bucăți care a fost 39,99 sunt dresuri groase, să știți, acestea. Și de fapt toate. Toate, nu e dresul obișnuit din nu e dresul obișnuit din, știți, materialul subțire, cum sunt dresurile de damă. Sunt dresuri groase, groase din bumbac. Și avem, deci, setul ăsta de 3 bucăți. 39,99. Și
tot pentru Ami mai avem acest set de două bucăți. Dresurile astea au și un model, așa ca niște împletituri. O pereche sunt albe, o pereche sunt gri, tot groase, 29,99. Iar pentru Sophie avem odată acest set de două bucăți, 29,99. Și acesta, a, tot de două, am avut impresia că sunt trei bucăți, nu, tot de două bucăți, dar acestea au niște modele, așa, niște linii pe ele. Și au fost 29,99. Și aici veți vedea că sunt multe articole pentru școală, în principal. Am și niște bustiere pentru fete, tipul ăla de articole pe care n-aș vrea să le înșirci, dar să știți, în caz de sunteți mămici de fete și poate sunteți interesate, există așa seturi de două bucăți, albă și neagră, bustiera, 22,99. Și am mai luat și la bucată o bustieră neagră, 34,99, așa, cu breteluța subțire și reglabilă. Astea sunt cu bretelețe mai groase. Și una albă, cu terminația asta, cu elasticul ăsta roz, așa, 34,99. Ok, și acum avem o fustă pantalon bleu-marin, deci le-am gândit pentru școală și o să vedeți că sunt multe cămăși și niște fustițe sau fuste pantalon așa bleu-marin. Aceasta a fost 44,99. Vine așa parte peste parte, dar ea în interior e pantalonaș, dar din față zici că e fustiță. Și cu cataram așa. Mai avem această fustiță, stilul ăla american, așa, cu bleu-marin și cu roșu. Asta a fost, se mai aplica o reducere suplimentară pe site, a fost redusă de la 50 de lei la 40, 39,99, dar apoi s-a mai aplicat o reducere și am dat pe ea 33,74. Și mai avem, ca să terminăm cu acestea, un sarafan simplu care va merge cu o cămașă pe dedesubt, 50 de lei, 49,99. Încă o fustă pantalon, tot așa parte peste parte, 25,99, a avut un preț foarte bun asta. Și o pereche de pantaloni. Pantaloni obișnuiți, lungi, pentru zilele reci, 70 de lei au fost. Cam toate hăinuțele astea au fost luate la preț întreg, doar fustița aia ce... Și nu știu dacă mai fi ceva, vă spun. A avut un discount, dar în rest nu. Și acum multe cămăși. Care sunt toate cu mânecă scurtă, pentru că la momentul ăla, dacă vă vine să credeți, pe site nu am găsit cu mânecă lungă mărimile care mă interesau. Deci nu am găsit nicio cămașă, vreau să mai plasez o comandă acum. 44,99 a fost aceasta. Scuze pentru zgomot, dar fiind cămăși albe și în general haine, mi-e frică să nu se murdărească, să nu și le păstrez în pungi chiar și până la filmarea efectivă a clipului. Aceasta, 44,99. Sper că voi puteți vedea detaliile așa de la ele și diferențele, că nu sunt cămăși simple, albe, să vedeți diferențele între ele. Și ultima este aceasta. Care are și acest papion așa sus și e frumișică și pe spate are volănașe și aici de la mânecuțe și în față, 44,99 și ea.
Da, deci toate aceste haine pentru școală au fost cumpărate de pe site-ul Waikiki, waikiki.ro. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult că ați urmărit și acest clip. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă aștept la următorul video. Pa, pa!